Alina Sorescu și Alexandru Ciucu se pregătesc pentru un eveniment important din viața lor. Pe 18 mai își vor creștina fetița pe Elena Carolin. Alina l-a delegat deja pe soțul ei să se ocupe de pregătit. Nu de alta, dar micuța îi ocupă cam tot timpul. Alina Sorescu și-a anunțat admiratorii pe Facebook că micuța Elena Carolina va fi botezată pe 18 mai. Data, bineînțeles, are o anumită semnificație. Am stabilit data botezului micuței noastre Elena Carolina, va fi pe 18 mai și nu a fost întâmplător aleasă această dată pentru că ne doream, evident, să treacă sărbătorile de Paști pentru a putea face o petrecere mare și de asemenea ne doream să fie în preajma zilei de 21 mai, când vor fi Sfinții Constantin și Elena. Greul pregătirilor a căzut pe umerii soțului Alinei, designerul Alexandru Ciucu. Deocamdată nu au stabilit toate detaliile petrecerii, dar nașii i-au ales. L-am delegat pe el cel mai mult în perioada asta, că eu sunt foarte ocupată cu cea mică, dar mă implic și eu și urmează să ne gândim la toate detaliile. Cine sunt nașii? Sunt prietenii noștri de familie, nu sunt persoane publice, sunt Afrodita și Sever Pârcălăbescu. Universul Alinei s-a schimbat de când a venit pe lume Elena Carolina. Tot timpul și-l dedică fetiței, iar nopțile nedormite au lăsat deja urme pe chipul artistei. Am cearcăne destul de mari, dar e ok, acum deja are un program de somn mai lung noaptea. Și tăticul are îndatoriri speciale. El e responsabil cu partea de distracție, cu entertainmentul fetitei. Când nu mai știu să o liniștesc prin nicio metodă, îl chem pe el. I belong to you.